Așadar, dragi urmăritori, ne aflăm la castrul Arutela, care este situat în localitatea Păușa, punctul Poiana Bivolari, orașul Călimănești, pe malul stâng al Oltului. A fost construit în anul 138 după Hristos de către o unitate de arcași sirieni, Surii Sagitari, în timpul împăratului Adrian, sau Hadrian după alții, care a trăit între anii 117 și 138 după Hristos. Din ordinul guvernatorului imperial al provinciei Dacia Inferior, Titus Flavius Constans. Așadar, castrul asigura circulația pe Valea Oltului spre Transilvania și forma alături de celelalte castre din jurul masivului Cozia o puternică linie de apărare în fața atacurilor populațiilor barbare, cunoscută sub numele de Limes Alutanus. A funcționat până la jumătatea secolului al III-lea, după Hristos, când o revărsare puternică a râului Olt a distrus o parte din fortificație, ceea ce a determinat abandonarea acesteia. Castrul Arutela, în forma actuală, a fost refăcut între anii 1982-1983, după proiectul arhitectului Aurel Teodorescu și pe baza documentației științifice a dr. Cristian Vlădescu, coordonatorul cercetărilor arheologice desfășurate de către Muzeul Militar din București. Iată-ne în centrul stațiunii Căciulata, unde sunt cele mai mari unități de cazare de aici, și anume hotelul Cozia, Oltul, și aici în dreapta avem Hotel Căciulata. Ne aflăm tot pe Valea Oltului, la Sfânta Mănăstire Cozia, al cărei ctitor fondator a fost Mircea cel Bătrân, care a trăit între anii 1386 și 1418. Mănăstirea a fost zidită între 1387 și 1388 și a suferit mai multe restaurări. Pe timpul lui Neagoe Basarab, între 1517 și 1520, în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, între 1704 și 1710, și au mai fost restaurări importante între anii 1847 și 1856 și între 1958-1962. Biserica Mare are un stil arhitectural bizantin, este o construcție din piatră de albești muscel și cărămidă aparentă. Ancadramentele ferestrelor cu sculpturi în piatră din secolul XIV, prelungirea acestora aparține anilor 1704-1710. Iar eu mult păcătosul, am primit sfintele taine și am simțit iubirea ta. Primește mulțumire pentru toate minele tale. Aleluia, aleluia.
ușile și de acolo.